Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Roji și iubesc tot ce ține de parfumuri. Așadar, dacă mă vedeți pentru prima dată și sunteți și voi pasionați, pasionate de parfumuri, parfumerie... Vă rog insistent să apăsați butonul de abonare. În alta ordine de idei, tuturor abonaților ce revin și revin și revin aici la mine pe canal, doresc să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și pentru tot suportul oferit. Bun. Într-un final, a venit și la noi vara! Și. Toată lumea iubește să călătorească vara, să se distreze, mergem peste tot, oriunde, da, toată lumea e acolo, la mare, la munte, absolut peste tot. Și de ce nu în afara țării? Totodată, cei pasionați de parfumuri, iubesc să miroasă în continuare frumos. Și astăzi vin către voi un clip cerut și mega cerut de voi, cu toate că ambele parfumuri voi le cam știți deja, și anume variante de buget pentru Barbary Hair. Bun. Am două parfumuri, ele fac parte din categoria Middle Eastern, parfumuri arabești, însă nu miros arabesc din contră, miros foarte, foarte, foarte apropiat de Barbary Her. Haideți întâi și întâi de toate sticluța mea de Barbary, care o am acum, este de 50 de mililitri și am consumat cam atât, însă înaintea ei au mai fost una sau două. Sunt iubitoare a acestei arome. Să pulverizăm Da, 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 Și să vorbim un pic despre fiecare în parte. Las blotărul aici și vorbim despre Barbary Her. Her este un parfum floral fructat gurman de damă lansat în 2018 de nimeni altul decât maestrul Francis. FK, ca să nu-i numele. Note de vârf. Căpșuni, zmeură, mure, vișine, coacăze negre, mandarină și lime. Note de mijloc, violetă și asomie. Iar în bază avem mosc, vanilie, cașmeran, note lemnoase, lichen, ambră și paciulii. Bun, haideți să luăm bloterașul. Ha! Oh. Hăr uh, nu știu câte dintre voi Îl puteți folosi vara De ce spun asta? Um, este acel parfum Cu acea notă Sinteticuță Din punctul meu de vedere De căpșuni Dar totodată are și acea notă De zahăr ars Destul de proeminentă um, E acea Căpșunică in your face E acel floral fructat Cu uh, căpșuni așa Care țipă Hei, suntem aici, suntem multe uh, Suntem sinteticuțe, dar suntem aici Este, nu știu, genul acela de parfum uh, Pufos Dacă pot asocia termenul Unui parfum uh, Pufos, așa uh, Feminin Are acel vibe de bacarat, într-adevăr, însă nu are, sau cel puțin eu, nu detectez suficient de mult, nu percep foarte mult nota aceea de cabinet stomatologic. Însă are ceva care cu siguranță mă duce cu gândul la bacara. Dar nu pot spune, am mai văzut păreri în online cum că. Uh, her este un dupe pentru bacara. Nu. Dacă ar fi să le asociez, dacă ar fi să fac un joc de cuvinte, aș putea spune că Her este verișoara lui bacara. Este uscarea. Uscarea este foarte frumoasă. Este genul acela de mosc dulce, uh, aerat. Iar ca performanțe, Her duce undeva la 6-7 ore pe pielea mea în cantitatea de parfum administrată de mine, da, că știți, e treaba cu dute vino la capitolul la capitolul persistență. Nu toată lumea are um, pielea suficient de hidratată, um, nu toată lumea aplică aceeași cantitate de parfum, da? E o chestie stufoasă, ca să zic așa, și am mai vorbit în alte videoclipuri. Prima variantă pentru Her este acest frumușel Red Velvet de la Maison Alhambra. Maison Alhambra, Doamne Dumnezeule, Maison Azrar, da? Deci nu... E vară, da? Nu mă luați în seamă. Prezentarea sa este una divină, da? Divină. Deci dacă vreți să faceți un cadou unei iubitoare de Barbary Hair, cu siguranță cu acest Red Velvet de la Maison Asrar nu veți da greș. Acest Red Velvet îl puteți găsi la 149 de lei, varianta de 100 de mililitri, pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde am și un cod de reducere, o să vi-l inserez pe undeva pe aici, dacă doriți să-l folosiți, vă mulțumesc din suflet, dacă nu doriți să-l fol să folosiți din nou vă mulțumesc din suflet. Puteți achiziționa ori sticla full size de 100 de ml, ori mostra de 2 ml. Eu în momentul în care -a, a fost lansat acest parfum, am achiziționat din start butelcuța de 100 de mililitri. Și ca să vă faceți o idee, da? Am ceva parfumuri, dar uitați cât am putut să consum din el. Pur și simplu îl ador. Și aici avem așa, note de vârf, fructe roșii, căpșuni, portocale. Note de mijloc, violetă, iasomie și oris, note de bază, vanilie, lichen, mosc să îl pufăim și pe el ca orice dup uh, dup ca orice parfum inspirat cu siguranță acest red velvet nu este 100% identic cu her. da deci nu nu știu dupurile Merg până undeva pe la 95% asemănări și 95% vorbesc de cele foarte bine și foarte frumos lucrate. Da? Acesta, din punctul meu de vedere, merge până undeva pe la 90%, însă este un barbary hair ușor mai lemnos. Ușor mai lemnos. Portocala din Red Velvet, nota de portocală, am impresia că este mult mai proeminentă decât cea din Her. Ce îmi place mie la acest parfum, nu avem nota aceea grea de zahăr ars din Her, da? Deci, dacă eu pe timpul verii nu pot purta Her, tocmai datorită notei de zahăr ars în red velvet pur și simplu fac baie. Este totodată un barbary hair ușor, ușor mai dulceag. Da? Poate vi se pare o ușoară contradicție, nu are nota de zahăr ars, însă este ușor mai dulceag. Da, eu una așa îl percep. Nu are acel vibe de bacara ruj, Sub nicio formă, da? Um, rămâne, rămâne genul acela de parfum dulceag, jucăuș, fructat Foarte multe fructe roșii, da? Altă paralelă, nu simt nota aceea de căpșuni La fel de proeminentă precum în hăr, în red velvet Deci, ca o concluzie în red velvet avem mai multe fructe roșii, da. fructele roșii sunt în, în, plin, în prim plan um, și vorba aceea e o cadene de bacara ruși. Nu avem ADN-ul acela, nu avem vibe-ul acela de bacara ruși. Este un barbary hair cu o atingere personală, o reinterpretare. Da? Tocmai de aceea iubesc dupurile. Da? Și tocmai de aceea la multe din parfumuri mă veți vedea că am și varianta originală și am și cam toate dupurile cât de cât ok. Da? Că sunt multe dupuri pe piață, însă unele nu, nu sunt ceea ce trebuie, ca să zic așa. Red Velvet cu siguranță este o variantă de vară, o variantă superbă, superbă. Lăsăm bloterul și sticluța aici și trecem la următorul, care din păcate am observat că nu mai este în stoc. Însă, din ceea ce am aflat de la voi, de la urmăritoare, cu urmăritoarele cu care eu mai discut, Multe dintre voi ați sunat-o pe doamna Cecilia pentru că vorbim de site-ul parfumas.ro și ați aflat faptul că aproximativ într-o lună va reintra pe stoc și anume Ud Couture de la Ahmed Al Maghribi. Știu, v-am zăpăcit, v-am terorizat, v-am... <laughs> v-am făcut creierii franjuri cu Ahmed al Maghribi, însă nu mă pot opri. Nu știu cum am trăit atâția ani fără parfumurile acestei case. Sincer. Vorbim aici de Wood Couture, 100 de mililitri, acesta vine la prețul de 85 de lei. Din nou, momentan nu este pe, pe stoc, însă aveți opțiunea aceea de a primi notificare prin e-mail în momentul în care intră pe stoc și eu oricum, cum aflu ceva, postez și aici, pe YouTube și pe Instagram. Bun. Ud Couture. Ud cutiur vine în concentrație de 68% uleiuri. Chiar dacă este atât de puternic, am consumat foarte mult din el, foarte mult, între timp eu tind să cred că acest ud cutiuri s-a și macerat, deoarece momentul în care l-am primit, o să vă las pe aici video în care am făcut unboxing-ul, lichidul era incolor. Acum are o tentă ușor, ușor gălbuie. Da? Și avem um, notele pentru ud cutiuri, note de vârf portocală, fructe de pădure, piersică, note de mijloc, flori albe, trandafir, miere de albine, note de bază, mușchi, lemn de santal și ambroxan. Acum, în baza notelor, nu cred că e ceva să vă ducă cu gândul la Barbary Heart, da? Eu, acesta a fost achiziționat blind, l-am luat strict în baza notelor. Eu mă gândeam că va fi un floral fructat, ușor, gurmant, ceva de vară, da? Însă am avut o surpriză foarte mare și foarte plăcută atunci când a ajuns la mine. Pulverizatoarele casei Ahmed al Magribi sunt ceva de vis. Și acum a terminat cu simțul olfactiv și cu absolut tot, deoarece ud couture este o bombă de parfum. Este un Burberry Her din nou, fără acea notă de căpșuni, fără acea notă de zahăr ars. Și acum vă spusese mai înainte că acesta s-a macerat. Acum, la momentul de față, își face de cap ambroxanul, da? Este uh, genul acela de ambroxan din bacara ruj. Rămâne în continuare pe linia Burberry Her, fără căpșunile acelea sintetice și fără nota de zahăr ars, însă, în oud Couture, nota de căpșuni, Uh, nota de fructe roșii mai precis este pe undeva pe aici, nota de portocale este pe undeva pe aici. Însă nu vă gândiți la un uh, bacara, un bacara, un -hăr citric. Nu. Este același ADN de barbary însă este lucrată mai mult, ca să spun așa, nota de portocale și acum după macerare Nota de ambroxan, în speță acel vibe de bacara ruj, fără tenta de cabinet stomatologic. Deci e o chestie mega interesantă, în opinia mea. Avem ADN-ul lui uh, Barbary Her, din nou, aceeași poveste ca la Red Velvet, fără nota de căpșuni sintetică și fără nota de zahăr ars. Dacă Red Velvet este undeva mai uh, lemnos, în Red Velvet portocala nu se simte la fel de puternic, se simt mai mult uh, fructele roșii. În cu Cuture, balanța înclină invers. Simțim mai mult portocala și aici este prima clonă în care resimt ambroxanul din Bacara Rouge. Este un parfum categoric, în opinia mea, all season, îl port vara, nu mă deranjează, adică ați văzut cât am purtat din el, însă aplic maxim 4 pufuri din acesta. Având această concentrație de 68% de uleiuri, nu e de joacă cu el. Deci, clar, cu parfumuri, de fapt cu toate parfumurile casei Ahmed al Magribi, nu e de joacă. Da? Foarte, foarte frumos. Ca o concluzie, voi ține, să zic oricum, vara clar nu mă apropii de hăr, nu, nu am cum, maxim două pufuri, da? Aceasta va fi ultima mea sticluță de hăr achiziționată și, da, voi recumpăra în continuare ambele variante. De ce ambele? Red Velvet îmi place și îl simt lejer și este mega ok. Nu știu, de fapt eu l-am luat în primăvară și nu știu cum va fi pe perioada mai rece. Oricum, din cât mai am, cred că voi putea testa și în perioada mai rece a anului. Cert e că pentru primăvară-vară, Red Velvet este Superb. Superb, superb, superb. Wood couture, la fel. Din nou o alternativă pentru her, o alternativă foarte bună, deci raportul calitate-preț e ceva de nedescris în wood couture, adică pentru 100 de ml, 85 de lei și vorbim, vă zăpăcesc din nou, de un parfum cu 68% concentrație de ulei. Nu, din nu știu, e pur și simplu pomană, da? Deci parfumul ăsta nu. Nu. Cu siguranță eu din nou și la această luptă, ca să zic așa, am mai avut aceea cu Olimpea versus Roz Noir, da? Și eu am ales dupul și imediat după ce am filmat videoclipul, am și vândut Olympea pe unul din grupurile de Facebook cu și despre parfumuri. Da, eu nu mai dețin Olympea, am rămas cu roz noar și am făcut alegerea cea mai bună, în opinia mea. La fel vă spun și acum. De data aceasta nu voi vinde acest Barbary Her. Îl mai las așa pentru că am mult mai multe amintiri frumoase cu acest parfumel, însă cu siguranță când se vor consuma Red Velvet și ut Couture, da, voi plasa comenzi în continuare și mi le voi achiziționa pe acestea. Uh, vă las link în uh, descriere pentru Red Velvet ut Couture și voi căuta cea mai accesibilă variantă pentru her. Dacă și voi sunteți iubitoare de Barbari Heard, dacă aveți Red Velvet sau dacă ați achiziționat, că multe dintre voi știu că ați achiziționat UD Couture, că mi-ați și scris, vă aștept cu drag și cu nerăbdare în secțiunea comentarii să dezbatem, să despicăm firul în patru în legătură cu aceste trei parfumuri. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să vă abonați, mă ajută foarte mult, nu știu, adică e mulțumirea aceea mea, știți, mulțumirea aceea sufletească, uite mă, nu vorbesc și eu degeaba, uite, lumea mă ascultă, lumea mă privește, discutăm, căutăm alternative, ne dăm cu părerea despre parfumuri, pentru că percepțiile sunt total diferite, da? Vorba aceea, avem 5 degete la o mână și nu sunt toate la fel. La fel și cu oamenii și cu gradul de percepție al fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rezista până la final. Vă îmbrățișez, vă doresc în continuare o vacanță frumoasă, concediu plăcut, zile însorite și neapărat, dar neapărat parfumate. Vă pup cu mare drag.